cum se utilizează mașina de instituțiilor din subordinea Consiliului Local pentru evenimente politice. Aici mă refer la mașina directorului Urban Cel, care transporta și monta corpuri pentru strângerea de semnături. Nu cred că este în regulă ca din banii cetățenilor municipiului Botoșani să facem evenimente politice și să utilizăm aceste mașini în scopuri electorale. Eu rog aici pe cei care sunt în Consiliul de Administrație la Urban Cel să verifice aceste lucruri și să vină cu niște explicații în fața noastră.